și s-a rezolvat, se amână. Testele din salivă nu ajung săptămâna aceasta la școli și grădinițe, cum spunea ministrul educației la începutul lunii. Anunțul l-a făcut același ministru, care de data asta nu s-a mai hazardat să promită nimic. Câmpeanu a cerut testele încă din februarie. Când vor veni, acestea pot fi făcute și acasă, a anunțat astăzi Ministerul Sănătății. Decizia finală aparține însă ministrului educației, care nu știe când va lua o hotărâre. Elevii și părinții se declară aproape la capătul puterilor. În ultimele două luni, cel puțin de când a început școala, ne confruntăm cu această indecizie a ministerului, care nu știe ce să facă, nu știe ce ar trebui, cum ar trebui să reacționeze, și atunci suntem bulversați cu toții, mai ales copiii.